Cât a stat la coadă? 20 de minute. Cum vi se pare că se lucrează aici? Foarte greu. Și nu se lucrează absolut deloc, văd. Cum credeți că se va circula pe centură peste un an? Nu cred că se va circula tot la fel, să știți. Nu văd mare schimbare. Cum vi se pare că se lucrează pe șantier? Foarte frecventez acest traseu, dar lipsă de preocupare. Cine are în lucrarea asta nu-și dă interesul. În fiecare zi este așa de când teoretic au început lucrurile? Da, absolut, da. Foarte puțin. Dar de ce nu se lucrează? De ce crezi că nu se lucrează? Nu știu, dar trebuie făcut ceva că e dezastru aici. De cât timp stați la coadă? Păi cam de 3 sferturi de oră. În fiecare zi este așa? Acum e bine. Păi în alte zile de stăm și 2 ore. Cum vi se pare că se lucrează aici? Slab rău, slab. Încet și foarte prost. Da, așa e în România. Unde se mai stă foarte mult? Păi aici și în partea cealaltă, la Mogoșoaia. Și la Mogoșoaia tot la fel. În cursul zilei e pericol. Asta e România, n-ai ce să faci. Cum se circulă, doamnă, pe centură? Foarte greu. Stau de la Popeșle Ordeni. De cât timp? Cred că vreo 10-15 minute maxim. Mai aveți? Mai am. Mi-e frică de următoarea traversare, acolo, la Berceni. La Berceni, pentru a trece peste Berceni, se stă foarte. Până unde mergeți? Jilava. Mi-am luat o jumătate de oră, dar cred că fac o oră.